Prima probă a examenului național de bacalaureat a luat sfârșit. În județul Dolj, pentru evaluarea competențelor de comunicare în limba română s-au înscris 3.784 de candidați, din care 104 nu s-au prezentat, dintre aceștia 96 fiind absolvenții de liceu din promoția curentă, iar restul din promoțiile anterioare. Din 3.784 de înscriși pentru a susține această probă, avem 104 absenți, cei mai mulți sunt din serie curentă. Dintre aceștia avem 40 de candidați din seriile anterioare care s-au înscris să susțină aceste competențe. Așa cum am spus, avem rezultatele, avem 2823 de candidați care au obținut nivelul de utilizator experimentat, 605 au obținut nivelul utilizator avansat și 251 utilizator mediu. Deci cei mai mulți candidați au fost foarte bine pregătiți pentru a susține această probă. Un elev a fost eliminat din sala de examen după ce i-a sunat telefonul. La liceul Matei Basarab avem un eliminat la această primă probă A. Elevului i-a sunat telefonul în timpul probei și aș vrea să reamintim elevilor pe această cale că nu au voie să pătrundă în sala de examen cu asemenea dispozitive. Se găsesc anunțuri puse atât pe ușile de la intrare, pe la vizierul unității de învățământ, dar elevii au fost instruiți în cadrul orelor de dirigenție și în cadrul ședințelor cu părinții că nu au voie să pătrundă în sala de examen cu asemenea dispozitive sau și cu alte documente după care se pot inspira. Chiar dacă ei nu folosesc acest telefon mobil, chiar dacă el este închis, ei nu au voie, conform metodologiei, să pătrundă cu el în sala de examen. Sesiunea bacalaureatului continuă cu proba de evaluare a competențelor digitale ce a debutat ieri în 4 unități de învățământ, care nu au suficiente calculatoare în comparație cu numărul elevilor înscriși. La proba de evaluare a competențelor digitale avem înscriși 3.293 de candidați. Aceștia trebuiau să susțină această probă în 3 zile, respectiv 9, 12 și 13 iunie, însă având în vedere că anumite unități de învățământ nu dețin atât de multe calculatoare și au un număr foarte mare de elevi înscriși, Ministerul Educației a mai acordat o zi, vorbind de ziua de 8 iunie. La noi avem 4 unități de învățământ, Colegiul Național Ștefan Velovan, Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu Dăbuleni, Liceul de Arte Marin Sorescu și Colegiul Național Gheorghe Chițu din Craiova, unde numărul de copii este foarte mare, iar reprogramarea s-a făcut și pentru data de 8 iunie. Deci aceștia au început încă de ieri, fără niciun fel de probleme. Pe 26 iunie, absolvenții de liceu dau examenul scris la română, urmat pe 28 iunie de proba obligatorie de profil, adică matematică sau istorie, și ultima probă este cea la alegere în funcție de specializare și este susținută pe 30 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe data de 10 iulie, după rezolvarea contestațiilor.